În toată această perioadă precompetițională, mai mari clubului din Berevoiești au făcut schimbări majore, atât la echipă cât și la vârful conducerii. Și acest lucru s-a văzut în partida de sâmbătă dintre Gloria Berevoiești și Delere Pitești, gazdele fiind mai tot timpul la timona jocului. Dacă elevii lui Durdun și Ceapraz au deschis scorul abia spre finalul primului mitan, acest lucru îi se datorează bravului portar Marian Neacșu. Golkeeperul piteștean a avut intervenții de mare portar la șuturile lui Tătulescu, Neagu, Năuiu și Ciocoiu, spre disperarea asistenței destul de mari de la stadionul din localitate. Cu 5 minute înainte de finalul primei reprize, portarul Neacșu nu a mai putut face nimic la șutul din interiorul careului de 16 metri al decarului din Berevoiești, Tătulescu deschizând scorul spre bucuria gazdelor. Diaconu. Lupte crâncene la mijlocul terenului pentru minge. Neagu rămâne la această minge, deschidere foarte frumoasă și 1-0 pentru Gloria Berevoiești. O fază foarte frumoasă de atac a echipei gazdă. George Neagu a insistat la această minge la mijlocul terenului și a trimis în adâncime la jucătorul cu numărul 10, Claudiu Tătulescu, care nu a îndeplinit decât o simplă formalitate. La doar 10 minute de la reluarea celei de-a doua reprize, Adrian Matei reușește să mărească diferența în favoarea gazdelor, mijlocașul înscrind cel mai frumos gol al întâlnirii. Plecat de la centrul terenului, Matei a trecut în dribling de 7-8 jucători adverși, înscriind din 5 metri în poarta goală, portarul Neacșu fiind și el driblat de mijlocașul din Brevoiești. Energica jucătorului, foarte frumos, a driblat tot ce a întâlnit în cale. Adrian Matei, gol de senzație aici la Berevoiești în minutul 55, 2-0 pentru echipa gazdă Gloria Berevoiești, dar să spunem că Adrian Matei a luat mingea de la mijlocul terenului, a driblat tot ce a întâlnit, chiar și pe portarul Marian Neacșu, și din 2-3 metri a trimis în poarta goală. În minutul 80, gazdele duc scorul la 3-0. Neagu înscrie de la punctul cu VAR printr-o scăriță de zile mari spre marea admirație a primarului Florin Proca. Neagu, George Neagu, se pregătește să execute această lovitură de pedepsă. În pas 2, scăriță, un stil de mare jucător. Cu 5 minute înainte de fluierul final al întâlnirii, oaspeții reușesc golul de onoare. Dogaru prinde un șut de zile mari de la circa 30 de metri, mingea trimisă sub transversală, surprinzându-l pe portarul Diaconu. Oh, ce gol! Ce execuție! Iulian Dogaru a reușit un gol de la circa 30 de metri. L-a surprins în față pe Eusebiu Diaconu. Ultimul fluier al centralului Dragoș Pârv pune capăt unui joc controlat de gazde pe întreaga durata sa, iar dacă scorul nu a fost unul mai mare, îi se datorează portarului oaspete Neacșu, cel mai bun jucător de la echipa piteșteană. După victoria de sâmbătă, Gloria Berevoiești urcă în clasament până pe poziția a șasea, acumulând 23 de puncte. În continuare vă prezentăm rezultatele complete ale etapei cu numărul 14. Liga a patra seniori. AS FC Argeș-Pitești 1953, ACS Unirea Bascov 1-0, AS Olimpia Suseni, AS Viitorul Cireșu 1-1, CS Rucăr AS Miroși 3-1, AS Victoria Buzoiești, AS Micești 2002 6-0, CS Mioveni 2, CS Fece Curtea de Argeș 9-1, ACS Gloria Berevoiești, CS Delere Pitești 3-1, AS Viitorul Ștefănești 2007, CS Atletic Bradu 2, joc amânat.